Vă salut pe toți cu drag în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Este o cinste pentru mine să pot să vă slujesc în această zi. Nu v-am văzut tare bine și a trebuit să-mi iau ochelari. Vă văd bine și sunt încurajat și am fost încurajat încă de dimineață când am văzut grupul acesta frumos de tineri. În Germania este pentru prima dată când văd o comunitate așa tânără aici în Germania, măcar că nu am fost de fapt de prea multe ori. În același timp am niște sentimente amestecate. Îmi sunt amestecate sentimentele pentru că mă uit la voi și știu câtă valoare a pus Dumnezeu în absolut fiecare de aici. Dacă ne-am oprit din când în când și să ne întrebăm sau să vedem, să cunoaștem câtă valoare a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi, am înțelege de ce atâta luptă în spate sau mai vizibil pentru fiecare suflet. Îmi este greu să mă gândesc cum aș reacționa să vă pot citi gândurile în această zi. Nici n-aș rezista, cred că, să aud gândurile voastre, pentru că fiecare ați venit aici cu diferite istorii. Unii ați venit, și sunt sigur de asta, entuziasmați, bucuroși, gata să lăudați pe Domnul. Alții ați venit zdrobiți. Ați venit descurajați și vreau să vă spun și pentru unii și pentru alții că sunteți în locul potrivit. Locul acesta și conferința aceasta nu a fost gândită doar pentru cei care ați trecut biruitori în ultimul timp prin lucrurile care au venit peste voi, ci în aceeași măsură întâlnirea de astăzi este pentru cei care ați reușit, dar și pentru cei care ați venit triști, necăjiți, poate căzuți sau zdrobiți. Pentru că soluția pentru aceștia nu era să stați departe sau deoparte de ce are Dumnezeu pentru noi astăzi, ci soluția este chiar confruntarea realității voastre cu soluția lui Dumnezeu. De aceea vă încurajez, liniștiți-vă inima, luați această zi ca pe un har, ca pe o voce pe care Dumnezeu o are pentru voi, o căutare pe care Dumnezeu o are și astăzi pentru fiecare dintre voi. Nu vă lăsați descurajați, nu vă lăsați resemnați, și nici nu vă blocați inima și mintea spunând poate este prea târziu sau poate am auzit lucrurile acestea de atâtea ori sau poate deja le știm și totuși nu au avut niciun efect. Ci luați ziua de astăzi ca pe o șansă pe care Dumnezeu ne-o dă tuturor să ne ridicăm din nou și să mergem mai departe. Amin. Tema din această zi este una într-adevăr provocatoare. Și, sincer, am fost puțin întins, măcar că am participat de multe ori la conferințe de tineret, am fost un pic întins pentru că nu cunosc bine comunitatea voastră de aici, din Germania, nu știu bine provocările pe care le aveți, dar știu altceva. Știu că trăim vremuri complicate. Spun lucrurile acestea nu să vă măgulesc și nici să vă simțiți neapărat bine, dar de foarte multe ori am făcut în ultimul timp această afirmație că vremurile pe care voi le trăiți în comparație cu tinerețile noastre sunt mai complicate. Într-un fel, noi am fost mai protejați pentru că gardurile au fost mai înalte pe vremea noastră. Bună oară, dacă ne-am făcut școala și sâmbătă, țineți minte, mergeam sâmbătă la școală, și sâmbăta de obicei se puneau totuși materiile un pic mai ușoare. Și sâmbăta aveam una dintre cursurile la liceu, erau de diriginție. Să vă explic
cum e cu dirigenția. Fiecare clasă avea un profesor lider de clasă, da? Responsabil cu clasa respectivă. Și la dirigenție ne ținea un fel de reguli de viață, educație așa pentru viață, discuții mai aproape de noi. Și eu am făcut școala când în România era un regim comunist, ateu, absolut împotriva creștinismului. Și cu toate astea, diriginta noastră, mă aduc aminte și astăzi, că venea și ne ținea lecții de viață. Dar lecțiile de viață pe care ni le ținea diriginta erau aceleași pe care le auzeam duminică dimineața de la amvon. Și ne spunea, spălați-vă, faceți-vă temele, ajutați-vă părinții, respectați, îmbrăcați-vă curat, înveliți-vă bine. Și ne spunea diriginta lucruri pe care mergeam a doua zi la biserică și ne spunea păstorul. Sigur, motivația era diferită. Motivația dirigintei era acea educație dialectic, materialistă, nu știu de care. Motivația păstorului era voia și caracterul lui Dumnezeu. Spun lucrurile acestea pentru că voi trăiți acum într-o lume în care diriginta la școală, sau ce-o fi, cum s-o numi pe aici, liderul clasei, profesorul lider al clasei voastre, nu vă mai spune ceea ce auziți duminica la biserică, ba tocmai pe dos! Și auziți una la școală, auziți una în societate, păi fac o paranteză, să mă fi dus, frate Nicu, vă aduceți aminte, să ne fi dus netunși la școală. Ai de mine! Te lua așa din vole, era o profesoară mică, o mai ții minte pe doamna Runcan. Uite, atâta era. Și era profesoară de istorie. Se ridica pe vârfuri să ne prindă de perciuni și să ne spună, la frizerie, băiatul! Okay? Da, erau reguli. Astăzi voi trăiți într-o lume în care sunteți încurajați exact pe dos față de ce vi se spune în biserică. Dintr-un anumit punct de vedere, presiunea pe care, la care voi sunteți supuși vă împinge și să nu vă supărați pentru un cuvânt dur pe care îl folosesc, nu este valabil pentru voi. Dar societatea de astăzi, mă refer acum la copiii care vin, la tinerii care umblă și la biserică, da? Vă încurajează la un fel de schizofrenie spirituală. În ce sens? Păi încearcă să vă conformeze de luni până vineri sau de luni până sâmbătă într-un anumit model, sunt niște valori în societate, sunt niște învățături, există un trend care este promovat continuu și care ne îmbibă mintea și inima. Și dintr-o dată, duminica, facem așa un switch, on-off, da? Dăm întrerupătorul și venim alții. Alte haine, alte vorbe, alte valori și voi pendulați între două lumi. Și la școală trebuie să păreți cumva că sunteți acolo și ajungeți acasă în familie seara o altă lume. Alte valori, alte învățături, absolut împotriva a ceea ce auziți de dimineața și până seara. Și atunci, eu am întâlnit tineri care, toți tinerii, toți dintre noi avem perioada noastră de imaturitate în viață. Și greu să te opui, greu să fii fățiș împotriva ceea ce toți din jurul tău spun, toți colegii acceptă, toți colegii se adaptează și tu să fii așa ăla care, nu, românul, na, pocăitul, care faci față la tăvălugul ăsta care devine, apropo, normalitate pentru cei mai mulți. Cum să facem față, cum să rămânem normali într-o lume anormală? Cum să păstrăm valori într-o lume fără valori sau cu valori schimbate, cu valori răsturnate?
Cum să mai păstrăm, să zicem, bine la cei bine și rău la ce este rău și să nu alunecăm în acea schizofrenie despre care vă vorbeam și anume să jucăm dublu, așa, să jucăm în ambele echipe. Ne adaptăm acolo unde trebuie să ne adaptăm și dintr-o dată facem switch și ne adaptăm și dincoace, da? Cu tinerii, cu biserica, cu familia. Foarte mulți tineri au cedat și au zis, nu mai suportăm. Am lucrat foarte mult timp cu tinerii și am întâlnit tineri care au cedat. Au zis, pur și simplu nu mai suportăm dualitatea asta. Ni se dublează personalitatea aproape. Ne îmbolnăvim psihic să încercăm să trăim în ambele lumi. Soluția nu este să trăim în ambele lumi, dragii mei, ci tocmai acesta este mesajul primul mesaj pe care îl am pentru voi. Soluția nu este să vă adaptați la ambele lumi. Și Domnul Iisus Hristos în rugăciunea de mare preot a spus Tatălui, ei sunt în lume, dar nu mai sunt din lume. Chiar dacă încă sunt lumea asta, ei nu mai sunt din lumea asta, pentru că ei deja aparțin altei lumi. Și atunci întrebarea mea este, uitându-te așa la ultimele săptămâni din viața ta, cărei lumi îi aparții? Nu e important ce spun și nu e important ce pozezi, nu e important cum ai cântat și cum te-ai îmbrăcat. Cărei lumi îi aparții de fapt? Pentru că viața aceea tainică a ta, care n-ai vrea să fie expusă, aia vorbește despre lumea căreia îi aparții. Bun, haideți să mergem acum și de aici încolo voi fi mai sistematic, pentru că este conferință tip seminar, nu va fi o predică aceasta prima în adevăratul sens, ci va fi un mesaj mai de învățătură. Plecăm de la un pasaj din Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Hai să mai citim și din Matei 7, 22 și 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Se spune că într-o zi un bărbat căsătorit era acasă, se uita la știri și se filma din elicopter că pe autostradă, pe aici, pe lângă stadion, așa. Se filma pe autostradă că era o mașină care mergea pe contrasens. Speriat știind că soția lui, cam în perioada aceea din zi, se află cam în locul ăla pe autostradă, pune mâna pe telefon și o sună pe nevastă sa. Zice, dragă, ai grijă că pe autostradă unde ești tu, acum cam prin zona aia, este un nebun care merge pe contrasens. Și soția lui zice, sute merg pe contrasens. Știți cine era pe contrasens? Vedeți, astăzi trăim așa o himeră a libertății. Himera libertății vine din faptul că noi credem că alegem ce vrem pentru noi. De fapt, himera libertății și minciuna acestei libertăți de alegere, uitați care este. Când cineva vine la tine și spune, ai libertatea să alegi ce vrei. Și ți se spune așa, între astea două. Întrebarea mea este, câtă libertate de alegere am de fapt? Cine decide între ce și ce să aleg? Când eu îți determin dinainte limita libertății tale de alegere. Uite, ai să alegi între asta și asta.
și ți se pun în față două rele. Și spui, sunt liber să aleg. Între ce și ce? Ce-ți servesc alții, de fapt? Alții determină astăzi între ce și ce să alegi. Și oamenii cred că sunt liberi să aleagă. De fapt, acesta este mirajul alegerilor doar între posibilitățile pe care alții ni le servesc și ni le pun înainte. De fapt, aceasta este, până la urmă, și nu vorbesc neapărat politică, dar aceasta este și slăbiciunea democrației. Să crezi în puterea mulțimii, și anume, dacă toată mulțimea se lasă controlată, înseamnă că așa e bine. De aceea, titlul conferinței din această zi este Împotriva curentului, sau, altfel spus, ai tăria să iei decizii fără să te conformezi majorității? Ai tăria să stai în picioare și să nu faci ceea ce cei mai mulți fac? Ai tăria să stai în picioare pentru deciziile tale, chiar dacă vei fi stigmatizat și, cum se spunea, să ai un cuptor al stigmatizării, al refuzului, al respingerii tale din partea celor cu care ai vrea să fii, ai vrea să fii acceptat acolo, dar valorile tale nu sunt compatibile și atunci te vei simți exclus din acel grup? Ascultați-mă, știu ce spun, bine, nu e ușor la vârsta voastră să fiți excluși din grup. Nu e ușor la vârsta voastră să fii marginalizat. Pentru noi acum, la nici nu vă spun câți ani, e simplu să spun, da, domnule, stați pentru valorile voastre și dacă veți fi excluși din grup, și dacă veți fi excluși din clasă. E simplu să spunem acum, dar mă duc în spate și eu mulți ani. Când, tot așa pe vremea comunistă, și sunt câțiva de aici care înțeleg bine ceea ce spun. Pentru voi nu face sens, îmi dau seama, nu face sens ceea ce spun. Dar să fi fost pocăit pe vremea aceea, când în fiecare primă zi din trimestru, noi nu aveam semestre, aveam trimestre atunci, intra un profesor în clase cu un carnețel și doar știau bine cine-s pocăiții. Dar trebuia neapărat să ne umilească. Și intrau în clasă, vă aduceți aminte? Intra domnul Oprișa în clasă. Ăsta era profesor de filozofie comunist. Și așa, zeflemist, zicea, pocăiți în picioare. Și eram o clasă de 30 și eram doi pocăiți în clasă. Atunci eram eu și Nicu, primarul din Beclean. Și ne ridicam amândoi, pocăiți în picioare. Acum, n-aveam maturitate să trecem peste astea ușor. Ne era greu să înghițim asemenea scene. Și cu toate astea, Dumnezeu ne-a dat tărie să nu ne compromitem și să renunțăm la credință. Lăudat să fie Domn pentru acestea. În 1945 s-a organizat undeva în București un congres al cultelor. Era o vreme complicată, încă nu erau neapărat instaurați comuniști în 1945, doar în 1947 a venit regimul comunist, dar deja Stalin și poporul rus, nu, care libertate ne-a adus, se instauraseră în Europa de Est, au luat controlul asupra Europei de Est, au început să infecteze ideologic toată societatea românească. Și ce au zis? Hai să începem și cu religia. Și au adunat pe toți liderii religioși din România, liderii cultelor și așa mai departe. Au luat rând pe rând cuvântul și au început liderii religioși, lași, să laude pe tovarășul Stalin și câtă libertate a adus și că ne-a scăpat de fascism și așa mai departe. Știind toți că Stalin era liderul ateilor din lume. După o vreme, după ce liderii cultelor mari religioase din România au adus ovații lui Stalin, în sală era o familie.
despre care cred că cei mai mulți ați auzit. Se numește familia Vorbrand. Și la un moment dat, Sabina, soția lui Richard, îi spune: Richard, du-te și spală rușinea de pe obrazul lui Hristos. Spală rușinea de pe obrazul lui Hristos. Și s-a ridicat și a plecat la pupitru și a vorbit următorul lucru: unul singur în universul acesta merită să-i fie adusă slavă. Este Dumnezeu și Iisus Hristos. În momentul acela s-a creat, de fapt, de acolo i s-au tras lui toate lucrurile și cei 17 ani pe care i-a petrecut în închisoare. Dragii mei, atunci când toți spun adevărul este relativ, fiecare crede ce vrea, și voi auziți asta în fiecare zi în locurile voastre, tu trebuie să spui adevărul este absolut și este în Scriptură, pentru că adevărul este Hristos. Când toți spun fii tu însuți, tu trebuie să spui eu sunt ce vrea El să fiu, pentru că așa este moral, așa este corect înaintea lui Dumnezeu. Când toți vin și spun ești liber să faci ce vrei, tu trebuie să spui sunt liber să fac ce trebuie. Când toți spun trăiește-ți ziua, tu trebuie să spui eu îmi trăiesc veșnicia. Când toți spun ce va fi cu toată lumea, va fi și cu mine, tu trebuie să spui cu mine va fi ce va spune Hristos. Când toți spun nu sunt consecințe pentru alegerile tale, tu trebuie să spui eu voi da socoteală pentru fiecare alegere a mea. Dragii mei, pentru ca să putem să mergem împotriva curentului, un curent care va distruge întreaga umanitate, care va separa pe om de Dumnezeu, soluția este un cuvânt învechit. Și acel cuvânt învechit se numește sfințenie. Ceea ce ne pune pe contrasens cu lumea este un cuvânt foarte învechit pe care nimeni nu mai folosește în lumea aceasta. Și acest cuvânt învechit este sfințenie. Doar așa vei putea să te pui împotriva curentului care va duce la pierzare. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16 spune așa: ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dragii mei, sfințenia nu este ceea ce unii cred că este sfințenie. Dacă ne gândim la sfințenia lui Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este sfânt și s-a cântat o cântare numai despre sfințenia lui Dumnezeu aici. Și de nu știu câte ori am spus la refren că Dumnezeu este sfânt, El e sfânt, El e sfânt, El e sfânt, până când aproape că am obosit la un moment dat să cânt versul ăsta, măcar că este un adevăr nu de 3 ori valabil, nu de 7 ori valabil, un adevăr infinit valabil. Dumnezeu este sfânt. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este perfect. Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă că El este perfect, înseamnă că nimic păcătos nu este în El, înseamnă că nimic păcătos nu poate să existe în prezența Lui. Ascultă-mă bine. Nimic păcătos nu poate să existe în prezența Lui. Și El este și va rămâne sfânt. Însă înțelegi consecințele la ce am spus acum? Că nimic păcătos nu va putea să fie în prezența Lui? Însă, din punctul nostru de vedere, da? Sfințenia noastră înseamnă altceva. A fi sfânt, adică împotriva curentului, din punctul uman de vedere, nu înseamnă perfect. Ci sfințenie, din punctul uman de vedere, înseamnă cu totul și cu totul altceva.
Nu vă supărați că eu mai trebuie să beau și câte o țâră de apă. Așa vine cu anii nevoia asta. Din punctul de vedere uman, sfințenia are două conotații importante și aș vrea să le înțelegeți asta chiar dacă vi se pare un pic teologic. În primul rând, sfințenia din punct de vedere uman înseamnă o sfințenie de drept. Nu vă speriați de termen și o să vă explic. Ce înseamnă sfințenia asta de drept? Sfințenia de drept înseamnă că noi, uitându-ne la crucea de pe Golgota, știm un lucru. Sunteți cu mine? Că ăla era locul nostru. Ăla era locul nostru. Pentru că noi ar fi trebuit să plătim pentru păcatele noastre. Dar harul măreț al lui Dumnezeu a fost că l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră, a luat trup de om, s-a făcut asemenea nouă fără păcat, dar a rămas și Dumnezeu adevărat și s-a pus în locul în care noi ar fi trebuit să fim și a fost o jertfă, singura jertfă perfectă, suficientă pentru Dumnezeu ca să acopere toate păcatele omenirii. Acum, prin pocăință și credință, ceea ce a făcut Hristos pe cruce, pe Golgota, atenție, prin pocăință și credință. Cele două aspecte fundamentale care ne pun împotriva curentului înseamnă că acum noi împreună cu Hristos am fost puși pe cruce și Tatăl când se uită la tine prin pocăință și credință, nu te mai vede așa cum ești tu, ci te vede prin crucea lui Hristos. Am fost născuți din nou prin credință și pocăință și acum s-a făcut o declarație. Deci, noi suntem sfinți pentru că s-a făcut o declarație. Când Hristos, înaintea Tatălui, spune: Tată, aceștia sunt cei curățiți prin sângele meu pe cruce. Ei sunt sfinți. Vă întreb eu, suntem perfecți? Apostolul Pavel în Filipeni spune: nu că am ajuns desăvârșit, adică perfect, dar fac ceva, mă arunc înainte. Deci, pentru noi sfânt nu înseamnă ce înseamnă sfânt pentru Dumnezeu, adică perfect, ci pentru noi sfânt înseamnă declarat sfânt prin lucrarea lui Hristos. Deci, este un aspect, dacă vreți, juridic, o declarație. Însă, nu este doar sfințirea de drept, ci este și sfințirea de fapt. Atenție! Apostolul Pavel în 1 Corinteni începe așa. Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către sfinții din Corint. Perfecții din Corint? Păi dacă citim mai apoi epistola, ne dăm seama cât de perfecți erau corintenii, nu-i așa? Și totuși îi numește sfinți. Dar mai face o afirmație care este paradoxală. Și anume, zice, către sfinții din Corint, chemați să fie sfinți. Îți sau nu sfinți? Către sfinții din Corint, chemați să fie sfinți. Pentru că Pavel când spune, n-am ajuns de săvârșit, dar mă arunc înainte, tocmai asta spune. Eu umblu de acum, cresc de acum în sfințenie. Hai să pun problema puțin diferit. Pentru ca să fim declarați înaintea lui Dumnezeu sfinți, s-a pus Hristos pe cruce. Și prin credință suntem văzuți de Tatăl sfinți. Acum! Dar același apostol Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vine și spune așa. Ascultați-mă puțin, fiți cu mintea la purtător. Zice, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. Păi acum, suntem mântuiți sau nu mai suntem mântuiți? Că e o confuzie. Suntem,
acum și nu încă. Suntem și nu încă. Adică, dacă murim în momentul acesta și ne găsește acest eveniment care este absolut obligatoriu pentru fiecare dintre noi, trăind, pocăind, ne-a prins experimentând pocăința și credința, noi știm care e destinul nostru etern. Amin? Dar Apostolul Pavel ceea ce ne spune este că noi trebuie să ducem până la capăt mântuirea noastră. Deci, ca să fim declarați sfinții al lui Dumnezeu, a stat Hristos pe cruce și acum, ca să ducem până la capăt mântuirea noastră, trebuie să ne așezăm noi pe cruce. Și Domnul Iisus Hristos exprimă acest adevăr în felul următor. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Deci, creștinismul este religia a două cruci, nu una. Dacă ar fi să punem simbolul creștinismului, ar trebui să punem două cruci și nu trei. De ce să punem în simbolul creștinismului crucea lui ăla care nu s-o pocăi nici? Nu-i crucea tâlharilor. Nu crucea tâlharilor trebuie pusă. Trebuie pusă crucea lui Hristos și crucea noastră. Aduce până la capăt mântuirea înseamnă a mă așeza eu acum. Ce înseamnă să mă duc împotriva curentului? Înseamnă să-mi iau crucea în fiecare zi. Dar ce se face pe crucea aia? Spuneți-mi, ce se poate face pe cruce? Pe cruce se poate face un singur lucru, nu două. Se moare. Deci, a rezista împotriva curentului, avem o singură șansă. Să murim. Creștinul prea viu se ia după mulțime. Pentru că îi trează încă orgoliu, sunt prea vii în el poftele și lucrurile care ne împing spre păcat. Deci, a merge împotriva curentului înseamnă să fim sfinți. De drept, adică prin jertfa lui Hristos, și de fapt, prin umblarea noastră zilnică, care înseamnă asumarea crucii lui Hristos. Dacă am așezat aceste lucruri, în câteva minute, înainte să avem, cum îi zice voi, la prânz, lunch, noi lunch. Cum zici tu? Așa? Bine că mi-a zis în ungurește. Aș vrea să luăm patru modele biblice, o să ne oprim foarte pe scurt la aceste modele biblice și o să urmărim două modele biblice care se conformează curentului lumii și două modele biblice care rezistă curentului lumii și merg împotriva lor. Primul personaj la care vreau să ne uităm, un personaj care a mers cu curentul, nu este altul decât fiul risipitor. Fiul risipitor, un om care până la o vreme, repet, până la o vreme, a decis să meargă cum merge curentul. Iată ce spune Scriptura despre Luca 15:12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. Care sunt lucrurile care l-au așezat pe trendul după care mergea toată lumea și s-a lăsat dus de val? Așa cum unii de aici sunt ispitiți să o ia în aceste vremuri. Iată câteva dintre aceste lucruri. A luat ce nu i se cuvenea. Ce înseamnă asta? Păi n-a zis, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Nu știu cât drept știți voi,
dar îi întreb pe cei mai în vârstă, pe cei cu mai multă experiență, ce îi se cuvenea fiului celui mai mic? O bătaie, nu? Deci îi se cuvenea o bătaie. Aveți grijă ce ziceți, că trăiți într-o țară în care imediat vin ăștia și vi iau. Și uitați cuvântul care îi exprimă gândirea lui. Zice, tată, dă-mi! Dă-mi! Ăsta e un cuvânt periculos care te pune pe trend cu lumea. Apoi, iată ce l-a mai pus pe acest trend cu lumea. A călcat în picioare autoritatea tatălui. Vi se pare cunoscut? Apoi, a călcat în picioare respectul față de tată. Vi se pare cunoscut? Apoi, a călcat în picioare sentimentele tatălui. Nici nu i-a păsat ce a trăit tata prima dată când s-a așezat la masă și scaunul a rămas gol. Tată, la 18 ani am plecat, mă descurc. La 16 ani îmi dă voie legea. Am plecat, mă descurc. Știți ce rămâne în inima unui tată? O asemenea decizie? Cum s-a aliniat trendului, curentului lumii? Și-a călcat în picioare demnitatea lui. Dragilor, voi cunoașteți lumea asta mai bine decât o știu și eu și liderii voștri. Vorbeam cu fratele Nicu venind spre biserică și mi-a povestit ce clădire este aici în apropiere, un loc unde sunt ceva concerte. Mă gândesc că voi care sunteți de aici din biserica Betel, vă mai intersectați câteodată cu câte un alt grup de tineri care sunt acolo la concert. Eu trebuie să mărturisesc că eu nu mai sunt actual. Eu nu înțeleg lumea în care voi trăiți. Eu sunt rup. Eu trăiesc într-o bulă închisă. Eu vă văd doar pe voi, studenții, biserica, familie. Eu nu știu cum arată lumea în care existați voi. Mărturisesc lucrul ăsta. Am fost până zilele trecute pentru câteva zile în Spania. Am locuit undeva într-un apartament și în ultima sau ultimele două nopți n-am putut dormi. Zgomot, gălăgie, nebunie. Până dimineața la 7. Am ieșit pe balcon să văd ce se întâmplă. Zeci, poate chiar sute de tineri acolo pe o faleză urlau, țipau, spărgeau sticle, se băteau, se îmbrățișau, se pupau, iar se băteau. Mă uitam la ei cum arată. Fraților, vă spun sincer, am avut un șoc, n-am știut unde sunt. Am avut impresia că mă uit iară la un film la care m-am uitat odată când eram tânăr, un fel de film de ăsta apocaliptic. Așteptam să văd mașinile alea ciudate, știți, din filmele alea, nu mai știu cum se numește, în care apar tot felul de ciudați, de mascați, de niște ființe humanoido-robotice, ceva de groază. Am trăit o experiență și știam că vin la voi. Și am zis, Doamne, cum o să arate tinerii din München și cum arată tinerii ăștia de aici? Sincer să vă spun, nu mai înțeleg nimic din lumea asta. Este atât de ciudată, atât de dată peste cap, încât întrebarea pe care o am eu, și să nu mi-o luați în nume de rău, stau să mă întreb cât o mai suferă Dumnezeu. Cât o mai suferă Dumnezeu lumea asta. Și mă întreb eu, oare cum vor rezista copiii, nepoții mei să stea în picioare într-o lume ca asta? Fără formă, fără valori, nici un pic de demnitate.
Când am văzut fetele alea acolo, nici nu vreau să vă descriu ce poate să aibă un tată în inimă când nu știe la 5, la 6 dimineața unde-i copiii, ce fac. Nici măcar nu știu părinții, probabil, ce fac. Ce mai rămâne din toată demnitatea creației lui Dumnezeu în asemenea situații? Așa a făcut fiul mai mic. Și-a călcat în picioare toată demnitatea. A trăit clipa. Trăiește-ți clipa! Nu știu ce aduce. Carpe diem. Și știți unde a ajuns? Mergând cu trendul, cu curentul? Vă spun eu. La porci. Adică în cel mai jos loc în care poate să ajungă cineva. Dar frumusețea este că la un moment dat a intervenit ceva care i-a schimbat radical sensul. Și l-a pus pe contrasens cu tot mersul lui de până atunci. Dacă la început a spus tatălui, tată, dă-mi, acum a zis, mă duc și spun, tată, fă-mă. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Ce diferență între dă-mi și fă-mă. Pentru că vreau să fiu ceva, nu să am ceva. Apoi s-a evaluat și a zis, nu sunt vrednic, nu merit. Ce diferență? Dă-mi ce mi se cuvine și acum zice, tată, nu merit să mai fiu fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre... Ce diferență când ești cu mersul lumii și când ești împotriva curentului? A renunțat la pretențiile nejustificate. Și a înțeles un lucru, că locul lui este în familie. Dragi tineri, sunt lucruri care nu vă convin în familiile voastre. Știu bine că am copii. Nu vă convin regulile, nu vă convine mâncarea, nu vă convine camera, nu vă convine programul, nu vă convine rugăciunea de seară uneori, nu vă convine să citiți din scripturi uneori, nu vă convine că trebuie să vă îmbrăcați într-un anumit fel, multe nu vă convin. Și spuneți, abia aștept să scap de regulile astea. Ascultați-mă, când dacă ar cădea astăzi gardurile din jurul vostru, mulți dintre voi v-ați nenoroci. Și habar nu aveți ce binecuvântare sunt pentru voi gardurile pe care părinții voștri vi le pun. Habar nu aveți de câte lucruri vă feresc aceste garduri pe care nu le mai suportați. Sunt că doar uită-te și la alții. Mai aduce și alte argumente. Zice, dar păi în biserica aia la altă, dar în familia aia la altă. De ce numai la noi, numai la noi, numai eu? Habar nu ai ce har are Dumnezeu pentru tine să te protejeze de lucruri față de care altfel nu te-ai putea proteja și te-ai nenoroci pentru totdeauna. Mulțumește Domnului pentru familia ta. Ai două familii din care poți să faci și trebuie să faci parte. E familia de acasă și familia asta, familia spirituală a lui Dumnezeu. Al doilea personaj pe care l-am luat în calcul și care a mers așa cu valul, cu curentul, a fost Iona. Nu mă opresc mult la el. Despre Iona se spune că este fiul risipitor al Vechiului Testament. Este un om care la un moment dat, nu de bunăvoie, a fost obligat să se întoarcă împotriva curentului, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Atât e de bun Dumnezeu, încât la un moment dat, pe unii, chiar atunci când sunt cei mai jos, îi prinde așa de guler, îi pune pe cale și zice, na, ăsta e sensul, invers. Și Iona coboară la Iope, ia corabia să meargă la Tars, exact împotrivă la ce spune Dumnezeu. Exact pe contrasens, ta femeia aia. Și la un moment dat Dumnezeu zice, Iona, s-o crezi tu că ajungi la Tars. Până în burtă la o balenă te duc, dar tot la Ninive ajungi.
Pentru că Dumnezeu are soluții. Uneori, balena aia, sau ce-o fi fost, sunt rugăciunile bunicii, ale mamei, ale tatălui, ale bisericii. Sunt zilele de post ale bisericii și ale familiei pentru rebelul și ignorantul, ca să nu folosesc cuvinte mai agresive, din tine. Și tu spui, niciodată nu voi ajunge, niciodată nu voi face ce îmi vor spune alții. Și te încăpățânezi să te duci numai unde vrei tu. Și își bagă Dumnezeu la un moment dat mâna în viața ta. Dă cu tine odată de pământ, de praful să alege, de toate libertățile tale. Și atunci îți dai seama unde te vrea de fapt Dumnezeu. Am spus că nu vreau să stau foarte mult la Iona. Care au fost motivele care l-au împins să meargă așa cu trendul acesta al lumii? Iată câteva dintre ele. Este drept să urăști. Îi drept să urăști pe cei care-ți vor rău. Pe asirienii, cel mai groaznic popor. Cum să duc o veste bună celor mai groaznici oameni? E normal să urăști. Este drept să te răzbuni. Fugi de voia lui Dumnezeu când nu-ți mai place. Toate astea i-au dat dreptate să meargă cu lumea. Și Dumnezeu avea un alt plan cu el. Dar acum aș vrea doar în câteva minute să ne uităm la alte două personaje care au reușit să se pună împotriva curentului și să meargă în direcția pe care Dumnezeu o avea pentru ei. Primul dintre aceste personaje este Noe. Am putea spune despre Noe că a înotat împotriva curentului și a plutit când alții erau sub ape. În Geneza capitolul 6, versetul 7 la 8 spune așa: și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Și acum, surpriza. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Ce a făcut ca Noe să fie pe contrasens cu lumea de atunci, care râdea de el, își bătea joc de el și trăia o normalitate acceptabilă. Atenție! O normalitate acceptabilă pentru toți. Ce a schimbat? Ce l-a făcut pe Noe altfel? Sunt trei cuvinte cheie pe care vă rog să le puneți în suflet acum. Sau să vi le notați sau să le puneți undeva. Trei cuvinte cheie care vă ajută să rezistați împotriva curentului. Primul dintre ele. Noe spune a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Primul, neprihănirea. Neprihănirea. Trebuie să faci un update la fonturile din computer care va de aici. Da. În Geneza, în capitolul 6, versetul 9, spune așa. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Cum era neprihănit? Știi de ce? Noe umbla cu Dumnezeu. Acum, toată lumea merge și Noe umblă cu Dumnezeu. Invers. Pentru că este neprihănit. Ce înseamnă acest neprihănit? Pentru că un termen care ne-a obișnuit, în fiecare predică îl auzim, dar nu pricepem nimic din el. Ce înseamnă neprihănit? Neprihănit, în ungurește, blameless, da? Da? Adică necontaminat. Auziți? Necontaminat. Un om care nu este culpabil. Adică nu ai cu ce să-l acuzi. În Filipeni, în capitolul 2, versetul 14, se spune: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel, ca să fiți fără prihană și curați, adică fără vină, curați, copii al lui Dumnezeu, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, care merge într-o direcție și tu mergi cu Dumnezeu împotriva lor. O singură cale ai
să reziști la nebunia din lumea în care trăiești. Să te păstrezi curat. Vrei să zic tare? Pot. O singură șansă este să te păstrezi curat. Și când spun să te păstrezi curat, să nu cumva să credeți că mă refer doar la trup, ci mă refer la minte, la imaginație, la informație, la trup, la toate. Vrei să reziști, nu porni pe o cale cu sens unic, din care nu te mai poți întoarce. Păstrează-te curat. Al doilea cuvânt cheie, curajul. Noe a umblat cu Dumnezeu împotriva lumii pentru că a fost un om curajos. Adevărul, să fii creștin astăzi îți trebuie curaj. Trebuie să fii bărbat. Da? Mă rog. Ce să mai corectez acum? Știi cum? Doamnă, fii bărbat. Da? În 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, spune așa, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, care mergea într-un sens, common sense, acceptabil de tot, normal pentru toți, luna iunie, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii. Ce prostie, spun ăștia. Ce din evul mediu, niște retardați ce sunteți, să propovăduiești neprihănirii. Auzi tu, să propovăduiești curăția în 2024. Nici nu vin cu statistici, că le știți. Voi știți mai bine lumea în care trăiți. Nu trebuie să vin eu să vă explic. Și voi ăștia de aici, voi, noi ăștia care suntem aici, voi știți mai cum suntem priviți când propovăduim curăția. Neprihănirea. Suntem văzuți ca anormali. Dar Scriptura este atât de clară. N-a cruțat lumea, ci l-a scăpat pe Noe. Exact istoria lui Noe se va repeta. Nu prin apă, că Dumnezeu ne-a dat un semn al legământului pe care l-au pervertit nenorociți ăștia. Dar va veni judecata lui Dumnezeu. Și toți cei care merg cu curentul lumii astea vor primi pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Știți care au fost motivele pentru... Au fost câteva motive care puteau să-l descurajeze pe Noe. Iată câteva motive care s-ar putea să vă descurajeze și pe voi în lumea asta sălbatică în care trăiți. 1. O chemare absurdă. Să fii sfânt, să fii curat, să fii neprihănit într-o lume atât în care să te terfelești este atât de normal. Chemare absurdă. Noe, fă-ți corabie, dar încă n-a plouat. Apoi, refuzul mulțimilor. A tot propovăduit. Nimeni n-a mai auzit nimic. Nimeni nu mai aude nimic. Nici în biserică nu se mai aude. Ne obișnuit atât de mult cu programele, încât atât de greu auzim chemarea autentică. Atât de greu se aude Duhul Sfânt în biserică. De ce? Suntem îmbibați cu religie.
ca niște țestoase așa cu carapace groasă pe noi de programe. Și greu mai auzim Duhul lui Dumnezeu la inima noastră. Apoi, timpul de așteptare putea să-și piardă răbdarea. Apoi, munca epuizantă, să obosească, să obosești să te păstrezi, să obosești să fii curat. Toate acestea puteau să-l descurajeze și totuși a rămas curajos. Și al treilea lucru care l-a ținut pe Noe, umblând cu Dumnezeu împotriva curentului, a fost ascultare. Geneza 6:22. Așa a și făcut Noe. Așa a făcut. A făcut tot ce poruncise Dumnezeu. Pentru că ascultarea nu este condiționată de nicio logică omenească și ascultarea nu poate să fie parțială. Sau ascult, sau nu ascult. Nu se poate între. M-auziți? Nu se poate între. Sau ascult, sau nu ascult. Ca aplicații din viața lui Noe, vreau să puneți la inimă vreo două, trei. Nu-ți fie teamă să stai deoparte de mulțime. Nu-ți fie teamă să fii arătat cu degetul. Doi, nu-ți fie teamă să faci ceea ce niciodată n-ai mai făcut înainte. Noi, fă o corabie, n-am mai făcut. Toate încep odată. Nu-ți fie teamă să stai în picioare pentru ceea ce crezi. Nu-ți fie frică să aperi ceea ce crezi. Să rămâi cum ești. Să nu-ți fie frică. Ascultă-mă bine. Uită-te bine la mine. Nu ești demodat. Nu ești demodat. A treia aplicație. Nu uita că ai fost chemat să fii diferit. Mândrește-te că ești diferit. Mândrește-te că ești altfel. Zâmbește că ești altfel. Și vei face o diferență în jurul tău. Și al patrulea personaj, al doilea care s-a opus curentului, a fost Iosif. Iosif care a suferit pentru alegerile sale, dar a terminat bine. Nu mai citesc pasajul ca să nu iau timpul acesta, Geneza 39 de la 6 la 9, ci vreau să vă aduc doar două, trei gânduri despre acest personaj care s-a pus împotriva curentului din lumea lui. La un moment dat, în viața acestui personaj, apare o ispită. Una dintre cele mai puternice ispite din viața voastră, din viața tuturor, nu doar a voastră, și anume, ispita cea mai actuală în lumea în care voi trăiți. Este un subiect unde eu vreau să fiu discret, nu intru cu bocancii în subiectul ăsta, ci vreau să auziți mai mult decât cuvintele pe care le folosesc. Batem palma? Trăim într-o lume, și o să folosesc pentru o singură dată, cuvântul nici la conferințe de familie nu-l folosesc, dar nu găsesc un înlocuitor. Există o lume în care se sexualizează totul. De la reclame, bă, nici mașină nu poți să iei, că trebuie să fie o reclamă, nici mâncare nu mai poți să iei. Orice, dacă te uiți la o reclamă, totul duce în... Știți de ce? Pentru că aici este vulnerabilitatea umană. Aici a reușit diavolul să facă cea mai mare spărtură în umanitate. Și la un moment dat, Iosif, exact aici se confruntă. Este luat sclav în Egipt, vine soția stăpânului său și face avansuri. Cum să fii pe contrasens, atenție, când lucrurile astea devin normale în societate? Am locuit pentru 16 ani în Canada. Știu ce înseamnă societate progresistă. Știu ce înseamnă societate în care de la gimnaziu să li se, din clasele primare se educă, da? Adică se îndoctrinează copiii cu normalitatea să trăiască în compromis. De la gimnaziu li se împart materiale de protecție. Cum să te păstrezi curat într-o asemenea lume atât de stricată?
Am să vă dau câteva lucruri din Scripturi, pentru că presiunea aceasta este pentru toți dintre voi. Repet, pentru toți, oricât de frumoși și cât de sfântoci cu capul țapă în părem aici în biserică. A avut două motive mari Iosif să reziste acelei tentații, că era tânăr și sănătos. Prima, din respect pentru stăpânul ceresc. M-auziți? Din respect pentru stăpânul ceresc. Și a doilea motiv al lui Iosif, din respect pentru stăpânul pământesc. Deci a avut în vedere și cerul și pământul atunci când a făcut decizia asta să se opună. Acum, dragii mei, când vorbesc despre stăpânul pământesc, nu sunteți sclavi niciunul dintre voi, frate, nu sunteți robi aici în Germania, o duceți bine, stați liniștiți. Și până la urmă, nu toți au venit din România, că uite, dacă i-aș pune să ridice mâna, cât sunteți născuți aici în Germania? Cât sunteți născuți în Germania? Uite că sunt câțiva, 5-6. Hai de mine. Avem câțiva din generația a doua. Ăștia prin naștere nu mai sclavi. Bun, să revenim. Mă refer la altceva. Mă refer la dimensiunea umană pe care trebuie să avem în vedere atunci când reușim să ne opunem acestei tentații, acestei ispite la care a fost supus Iosif. Două personaje aduc înaintea dumneavoastră. Deci, în primul rând, stăpânul ceresc și, în al doilea rând, tu și viitorul tău partener. M-auzi? Pentru stăpânul ceresc și, doi, pentru tine și viitorul tău soț sau soție. Pentru că țineți minte ce vă spun acum. Nimic în lumea asta nu-ți dă mai multă demnitate decât curăția. Și, doi, niciun dar mai mare nu o să-i poți oferi soțului tău sau soției tale decât curăția. Și nimic nu aduce mai multă protecție pentru încredere, pentru lipsa geloziei bolnave, pentru legătură spirituală profundă în familie, decât curăția. Curăția nu-i demodată, oameni buni, ci este cel mai de preț lucru pe care puteți să-l aveți. Deci, sursele vin din multe părți, nu mă opresc la sursele ispitelor, ispitele vin din mai multe părți, nu mă opresc la sursele acestora, ci vreau să vă aduc în atenție cum vine, de unde stă puterea acestor ispite. Am găsit trei elemente de ce ispita asta, v-am spus că nu mi-a pomenez numele, că urăsc să folosesc terminologia asta în biserică. Există trei lucruri pentru care ispita asta este aparte decât altele. Are o putere aparte. 1. Există un element surpriză. Vă dați seama că Iosif a fost surprins. Din partea cui a venit propunerea? Partea soției lui Potifar, stăpâna lui. Era ultimul loc din care să se aștepte să vină. Și când nu te aștepți, este un element surpriză. Fiți pregătiți pentru surprize! 2. O a doua sursă a puterii ispitei este insistența. Și spune Sfânta Scriptură că în fiecare zi venea la el. Nu a venit odată și a zis, bine, asta e de cererea ta să fii sănătos. Pentru că diavolul a venit insistent la Iosif. Poate va cădea într-o zi. Bă, se trezește într-o zi pe stânga și își aduce aminte de cât o suferit el, că s-o bătut joc frații lui, că a vrut să-l omoare, bă, a scăpat, l-a vândut, că a ajuns sclav, că el cel mai bun din familie. Unde-i Dumnezeu ăsta drept?
Când spune Scriptura, dacă am fi citit înainte, că Iosif auzea ce vorbeau frații lui și se ducea și vorbea cu tatei, taică-s-o. Bă, a fost un pic părâcios, da, bun. Dar nu vorbea ca ei, nu făcea ce făcea. Cel mai bun din familie și tocmai el. Bă, la un moment dat se enervează și el. Și diavolul te duce până acolo unde zici, bă, am dreptate să mă răzbun și odată. Am dreptate să o fac și odată. Aici vine puterea ispitei. Momentul ăla și te tocă în fiecare zi până să te prindă în ziua ta proastă. Să nu cumva să aveți zile proaste. Și a treilea lucru. Secretul. Îi vorbea în fiecare zi. Dar este un element acolo care descrie mediul. Și zice așa. Când nu era nimeni în casă, aduce elementul ăsta și zice, auzi, e numai între noi doi. Rămâne secretul nostru. E secretul care ne va lega pe noi unul de celălalt. Și aici cad mulți. Au un secret. Pentru a învinge ispita aceasta, trebuie să știi următorul lucru. Standardele lui Dumnezeu sunt absolute. Ele nu se schimbă nici în 2024. Au fost aceleași, rămân aceleași, vor fi aceleași. Nu înseamnă că avem computere moderne și zburăm pe lună, s-a schimbat norma morală. Al doilea lucru. Ispita este inevitabilă chiar și pentru cei credincioși. Noi nu suntem ispitiți pentru că suntem răi. Noi suntem ispitiți pentru că suntem oameni. Al treilea lucru. Răsplata purității este eternă, nu neapărat imediată. Nu înseamnă că dacă te păstrezi curat, dintr-o dată vei avea așa niște avantaje, devii director de bancă, manager la BMW sau cum îi ziceți voi aici. Nu. Nu întotdeauna răsplăți. Să îmbolnăvesc oamenii curați. Nu așteptați neapărat o răsplată imediată, dar cu siguranță va fi o răsplată eternă. Și nu în ultimul rând. Uneori, biruința vine prin evadare, nu prin confruntare. Uneori trebuie să fugi de acolo. De fiecare dată, de fapt, trebuie să fugi de acolo. Pentru că biruința vine prin evadare. Deci, aplicații practice. Vrei să faci față și să mergi împotriva curentului? Știind ce te așteaptă la capăt, vor fi două capete. Un capăt unde va ajunge lumea cu drumul ei și un alt capăt unde vor ajunge cei care umblă cu Dumnezeu ca noi. Primul lucru, sfințește-ți mintea. Aici au loc bătăliile voastre. Și acum, o să mă ating de un punct vulnerabil care nu este vulnerabil doar pentru voi, pentru tineri. Și detest fățărnicia celor care nu mai sunt așa tineri, care vorbesc despre problema asta doar ca despre o problemă voastră. Sfințirea minții ține de lucrurile pe care le punem în minte. Vi s-a întâmplat să ascultați o melodie dimineața, ceva, un cântec, și să-l fluierați vreo 3 zile după aia, să nu mai scăpați de el? Noi porneam radio și îl auzeam pe Dan Spătaru, drumurile noastre. 3 zile eram cu drumurile noastre în cap, da? Sau Savoi. Pentru că ce pui dimineața, uitați-vă bine la mine, ce puneți dimineața în minte, aia macină toată ziua mintea. Ce puneți seara în minte, aia lucrează mintea în inconștientul vostru toată noaptea și de acolo sunt toate sursele visurilor voastre. Câte reels-uri n-ați visat noaptea? Că zici, încă 5 minute,
Încă două minute, numai următoarele 10 ril. Și se face ora 1, 2, 3, și a doua zi trebuie să vii la capelă, la 7, și vezi niște fețe acolo, câteodată des vine să-i arunci pe fereastră, ochii lor sunt mai mult cepe decât ochi. Am stat să mă întreb de multe ori la câte rilsuri s-au uitat studenții ia noaptea. Truda lor de rilsuri. Ce pui în minte? Mintea nu poate să gândească altceva. Știu că pare foarte banal ce vă spun acum, dar vă rog, ascultați-mă. Încercați și scrieți-mi. Puneți cuvânt și discutăm după. Puneți cuvânt și vedeți cum arată ziua, vedeți cum lucrează mintea, vedeți cum dormiți noaptea și ce visați. Citiți din cuvânt. Știu că sunteți o generație care nu mai citește, dar ascultați-mă bine. Mergeți împotriva curentului. E ok, terminăm acum. Mergeți împotriva curentului. Se spune despre generația voastră că este prima generație mai needucată decât generația părinților voștri. Prima generație care citește mai puțin decât generația părinților lor. Mergeți împotriva curentului. Sfințiți-vă mintea, sfințiți-vă imaginația, sfințiți-vă sentimentele, sfințiți-vă trupul, hrăniți-vă corect, alegeți un mediu sănătos, luați forma mediului în care sunteți, ieșiți din prieteniile proaste. Nu vă obligă nimeni să stați acolo. Disciplinați-vă, căutați un mentor și dați socoteală. În felul acesta veți putea merge împotriva curentului, iar destinația va fi cea unde va ajunge cel alături de care umblați, adică Dumnezeu. Amen.